Odată cu ascensiunea sistemelor de sunet pozițional, precum 5.1 sau 7.1, ce a avut loc în deceniul trecut, tot mai mulți pasionați de jocuri și filme și-au dorit să încerce sunetul pozițional, să se simtă în mijlocul acțiunii. Dar, pe măsură ce a trecut timpul, tot mai mulți s-au întrebat cum ar fi dacă în locul unui sistem de boxe 5.1 ar folosi căști cu tot atât de difuzoare. În tot acest timp, producătorii de căști nu au stat degeaba și au lansat tot mai multe modele care să satisfacă această curiozitate. Dar merită achiziționate? În primul rând, trebuie să facem diferența între căștile pentru audiofili și cele pentru gaming. La prețuri similare, căștile de gaming sunt de obicei mai comode pentru sesiuni lungi de gaming, au în componența lor un microfon, au un design mai atrăgător, dar în general calitatea audio nu se ridică la nivelul celor pentru audiofili. Asta pentru că în gaming nici nu este nevoie de înaltă fidelitate, ci mai degrabă de sunet pozițional cât mai exact pentru a detecta mai ușor inamicii. Iar dacă vorbim despre sunet pozițional, atunci trebuie să ajungem la a doua lege a căștilor. Mai toate modelele 5.1 sau 7.1 se regăsesc în categoria căștilor pentru gaming. Dintre acestea, multe sunt de fapt simple modele cu două difuzoare care se folosesc de un software ce creează iluzia unui spațiu mai amplu în jurul jucătorului. Acestea sunt considerate fake, adică pur și simplu niște căști stereo cu marketing bun. Pe de altă parte, există căști de gaming ce incorporează mai multe difuzoare pe fiecare cupă în parte. Acestea sunt considerate căști ce oferă sunet pozițional real. Și ai putea să întrebi, Roberto, dar parcă spuneai că la același preț o pereche de căști stereo de gaming are o calitate audio mai slabă decât una pentru audiofili. Situația nu se înrăutățește când sunt adăugate chiar mai multe difuzoare în perechea de căști pentru gaming, cum e în cazul ăsta? Ei bine, experiența mi-a arătat într-adevăr că atunci când îndești 4-5 difuzoare mici pe o singură cupă, sunetul rezultat este de obicei unul de o calitate ceva mai slabă, în special atunci când vine vorba despre muzică. Dar cum rămâne cu sunetul pozițional, ai putea să întrebi, nu ar trebui să fie superior pe căștile 5.1 reale? E, aici e punctul în care nu există un consens clar. Căștile cu 5.1 real nu oferă de obicei un avantaj clar în fața celor care simulează efectul de 5.1. Motivul este unul destul de simplu și totuși foarte puțină lume îl ia în calcul. Conform specificațiilor tehnice ale omului, fiecare dintre noi are două urechi. Nativ, avem abilitatea de a percepe sursa sunetelor din jur, mulțumită procesorului nostru numit creier, care poate interpreta cu ușurință modul în care undele sonore au ajuns și au trecut prin pavilioanele urechilor noastre. Și aici mă refer la diferența de timp dintre momentul în care sunetul a ajuns la o ureche și momentul în care a ajuns același sunet la cealaltă, dar și la caracteristicile acustice pe care pavilioanele urechilor le conferă sunetelor aparținând diferitelor origini. Așadar, care este concluzia? Simularea sunetului surround în căștile stereo nu este doar o păcăleală de marketing, ci de multe ori este soluția care nu compromite calitatea pentru a obține sunet pozițional. Și, încă un secret, orice pereche de căști stereo poate fi configurată să ofere sunet surround, utilizând soluții software sau hardware dedicate. Pe una dintre ele o puteți găsi chiar în descrierea acestui clip. Cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut acest clip, nu ezitați să-mi dați un like și să vă abonați la canalul nostru. Dacă nu v-a plăcut, apăsați butonul de dislike, iar dacă aveți prieteni care pot învăța ceva din acest clip, dați un share și către ei. Pa, pa!